găsit, prieteni, această zi care pune capăt, practic, tuturor tentativelor de calificare pentru Marele Congres PSD, căci despre el este vorba. Practic s-au închis listele astăzi la ora 16. Urmează totuși acești candidați să fie până la urmă validați. Dar, în orice caz, ne ocupăm de ce se întâmplă, pentru că țara efectiv fierbe în jurul acestei situații ciudate din PSD. Un cazan, până la urmă, care clocotește acolo și, bineînțeles, pe lângă el toată țara care se uită cu sufletul la gură să vadă ce se va întâmpla. În ce caz, avem niște sondaje, am avut și zilele trecute, ele confirmă prăbușirea partidului de guvernământ. Conform unui sondaj de opinie realizat în februarie 2018 de Institutul IMAS, prăbușirea PSD-ului este teribilă, de la 45,5 la alegerile parlamentare din 2016 la 28,6. Ba chiar conform acestui sondaj IMAS, PNL-ul ar depăși din curtă tet, cum spune francezul, adică cu foarte puțin, la photo finish, ar devansa PSD-ul, 29,4 pentru PNL față de 28,6 pentru PSD. Din păcate, în această duminică nu sunt alegeri parlamentare și de niciun fel, de altfel, în afară de congresul PSD, nu vom avansa cu nimic în cadrul societății, dar în orice caz vă dați seama, dincolo de discursul public al oamenilor grei din PSD, care rămâne unul optimist, unul de circumstanță, unul de suprafață, vă dați seama că între ei, da, cum se spune, în interiorul partidului, situația este cu totul alta. USR-ul crește și el, tot așa prin ricoșeu, de la 8,9 la 11,2, ALDE crește de la 5,6 la 10,6. Aici e un fel de nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase. Și în fine, PMP-ul scade de la 5,4 la 4,6. De asta, oricum, este marja de eroare, nu este o mare informație. Potrivit unui sondaj realizat în perioada 27 februarie 5 martie de Institutul de Sondare Opiniei Publice Sociopol, PSD-ul are 34%, sondajul pe care îl prezentam ieri, deci sunt 6% în plus aproape față de cel de la IMAS. PNL-ul are 33%, are totuși un avans de aproape 4% față de cel al IMAS-ului. USR-ul este la 12% față de 11,2%, ALDE la 5% în loc de 10,6%. Iar UDMR-ul, bineînțeles, la 5, asta le are din oficiu. Datele din sondajul IMAS au fost făcute publice astăzi de către USR. Trebuie luate totuși așadar cu penseta aceste informații. Eșantionul a fost de 1010 persoane cu drept de vot, iar marja de eroare de plus minus 3,1%. Dar în orice caz, ele confirmă până la urmă trendul în scădere evident al partidului de guvernământ. De altfel, încrederea în Liviu Dragnea, ca să continuăm un pic și la personalități, nu depășește 9,2 în momentul de față, conform IMAS, la o cotă de notorietate de 98%. Ceea ce este firesc, pentru că asta înseamnă că 98% dintre români au auzit de Liviu Dragnea, dar numai 9,2 ar mai avea încredere în el. PNL-ul a crescut în special în Transilvania, unde PSD a coborât la 17%. Aici diferența ar fi zdrobitoare în favoarea PNL-ului, ca în anii 90. Mai degrabă la mijlocul anilor 90, ca să fim exacti. PNL are 29%, PSD-ul 17%, USR 13% în Transilvania. În București, PSD-ul are 27,4%. PSD-ul 23,1, nu, am zis greșit, 27,4 are PSD-ul, pardon, 23,1 PNL-ul, asta pentru București, 18% USR-ul. Mult, totuși, dacă PNL-ul sigur s-ar uni cu USR-ul, ar fi mult deasupra PSD-ului în aceste condiții. USR-ul performează în orașele cu peste 200.000 de locuitori, având peste 18%, mai exact 18,3. PSD-ul este la 22, PNL-ul la 17,7. În orașele mici, PSD-ul domină încă peste tot, 40%, ca în vremurile bune. PNL 28, USR este abia la 7,
În rural, de asemenea, PSD-ul domină, dar nu mai are 40%, ci doar 33%. Cu cât ești mai educat, cu atât șansele de a vota USR cresc, spune acest sondaj. 55% din cei cu maxim 8 clase votează PSD și 2,3% cu USR. 55 la 2,3%, cei care au maxim 8 clase. 12% din cei cu facultate votează cu PSD și 19,6% cu USR. PNL-ul ocupă mijlocul acestei analize, adică scorul său este foarte puțin manevrabil în funcție de educație sau de venit. Bun, acum ce declară oamenii în cauză, împricinații acestei situații? De exemplu, Liviu Dragnea, evident în public, într-o situație de o asemenea tensiune, spune că nu crede în sondajele de opinie, care arată o scădere a partidului său până undeva la 30%. El afirmă că există o legătură între aceste sondaje, ceea ce nu e neapărat fals. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, e dreptul lui Liviu Dragnea să nu creadă în aceste sondaje, dar încă o dată ce mă interesează pe mine mai mult este ce zic ei între ei. Tensiunea acolo este în orice caz enormă, pentru că ați văzut mai nou se întâmplă ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în Partidul Social Democrat, absolut niciodată. Adică oamenii încep să spună ceea ce gândesc sau nu neapărat ceea ce gândesc ei, ceea ce gândesc cei din jurul lor, posibil, că nu se pot exprima chiar toți în public. Dar este o degringoladă pe care noi nu mai putem raporta în istoria recentă a partidului. Nu țin minte să fie existat astfel de momente. Iureș de ăsta a mai existat pe vremea lui Victor Ponta, că tot așa se formaseră niște tabere. Dar parcă Liviu Dragnea este șeful PSD-ului care a stăpânit cel mai puțin partidul, de altfel și dovada clară cu schimbările de premier și în general de miniștri înregistrate în ultimul an, nimeni n-a avut parcă atât de furcă în a-i ține pe oameni în frâu. Adică este o situație totuși pentru un partid unde nu mișcai în front în anii grei, sigur, Iliescu, Năstase, chiar și în anii Joană, nu mișcai în front, iată că lucrurile au degenerat în mod evident. Și atunci, sigur că aceste scăderi în sondaje sunt logice. Păi, Dumnezeule, întreb și eu, cum ai putea astăzi ca cetățean român să ai încredere în Liviu Dragnea? Explicați-mi și mie un motiv pentru care un om sănătos la cap, un om în deplinătatea facultăților mintele, ar avea încredere în Liviu Dragnea. Nu în sensul că trebuie să-l deteste. Da? Mi-a interviu pe stradă. Dom'le, nu sunt dușmanul lui Dragnea, dar nu cred în el. Lăsați-mă cu Liviu Dragnea, da? Dar să vii și să spui, dom'le, eu mai cred în Liviu Dragnea, adică 9%. El a avut o notorietate de 98%. Bă, mi se pare corect. Adică oricât s-ar declara el de stupefiat la auzul acestor rezultate, după cum a evoluat situația, sigur, mediatizată din plin, acum nu putem să-i reproșăm presei că într-adevăr a căutat nod în papură și l-a și găsit acolo unde nici nu și-ar fi putut imagina că se află acesta. Deci sigur că presa a amplificat, sigur că este un Iureș nemaipomenit, cum n-a mai existat, dar ăsta este rolul presei, să speculeze până undeva toate aceste inexactități, toate aceste erori de comunicare, erori, bineînțeles, de dezbatere, da? Lipsă de competență, mai departe, știți, toată litania asta n-a rost să o tot înșirăm, pentru că este evidentă. Deci lucrurile nu puteau să meargă decât din rău mai rău. Pe lângă asta, Liviu Dragnea, din ce în ce mai controversat și mai contestat în spațiu public, nu există în spatele lui practic nicio minte limpede. Pentru că cei care cât de cât au o notorietate în PSD, ce au început să facă? Să vorbească de rău ce se întâmplă în interiorul partidului. Bă, așa ceva. Sigur, asta alimentată și de sfârșitul perioadei lui Victor Ponta. Evident, până când acesta a fost dat afară din PSD, țineți minte câte a tot spus. Bă, așa ceva să faci într-un partid? După părerea mea, este o implozie acolo. Nu se mai poate face nimic pentru redresarea unui astfel de partid. Că ce ar trebui să facă PSD-ul astăzi în condiții în care nu se schimbă nimic la capătul acestui congres? Liviu Dragnea rămâne președintele partidului pentru că, după cum știți, nu se vor organiza alegeri la vârf, da? Se vor organiza doar în postura de vicepreședinte și, sigur, pe alte funcții
dar nu atât de importante. Intervenția Ecaterinei Andronescu, uluitoare și remarcabilă în același timp, dar asta e cântecul de lebădă, probabil, al partidului, la care a venit și a spus că este inacceptabil ca partidul să organizeze congres, să facă alegeri la anumite niveluri și să nu organizeze concurs, să zicem așa, pentru funcția de președinte. Evident că este lamentabil. Liviu Dragnea, dacă era bărbat, dacă într-adevăr avea un pic de demnitate în aceste condiții, el ar fi trebuit să fie revalidat de către partid. O mânărie, nu contează. Dar măcar ar fi avut, până la urmă, cu ce să le rupă gura tuturor oamenilor din partid, pe care i-ar fi manipulat, nimeni nu știe cu exactitate. Ar fi cârâit ăia, dar asta e ca la fotbal. Până la urmă, decizia rămâne, degeaba tu cârâi, nu mai poți să o schimbi. Iar în exterior s-ar fi spus, păi cum? Ce mai mare democrație vreți? Partidul trecea printr-un moment dificil, șeful partidului a organizat alegeri de jos până sus. Toate structurile partidului au trecut prin ciurul votului popular. Da? Ăsta este președinte. Liviu Dragnea a reconfirmat pentru 4 ani președinte PSD. El, nefăcând acest lucru, evident, își șubrezește poziția. Pentru că e clar că ăștia nu vor tăcea din gură nici în continuare. Deci cei care astăzi îl contestă sunt tot mai mulți. Mi se pare absolut zdruncinător pentru un șef de partid care, sigur, n-are rezultate. Dar se vorbea despre el că e un zbir, dacă e un monstru, un căpcăut din ăsta care îi ține pe toți la degetul mic, ăia nu mișcă, e o teroare din asta generală în partid, e, mai degrabă arată apuci în condițiile de față. Întreba dacă PSD are propriile evaluări și sondaje, Dragnea a răspuns, propriile evaluări le facem pentru noi, pentru analizele noastre, pentru a ne rafina atitudinea. A, o expresie pe care nu bănuiam la Liviu Dragnea și pe care n-am mai auzit-o. Comunicarea și politicile. Bine a răspuns. Dacă sunt cuvintele lui, trebuie să-l felicităm. Cât despre protestele care ar fi zdruncinat încrederea în PSD, el a afirmat, se poate să fi fost afectată, dar până la urmă, la sfârșitul mandatului, se vor judeca obiectivele atinse sau neatinse din programul de guvernare. Asta e mai degrabă o limbă de aia de lemn, de mahon, stupefiantă. Liviu Dragnea aici, dacă se mai poate preveni ceva, e de datoria noastră să consiliem și să încercăm să dăm sfaturi tuturor. Sugestia noastră este să nu faceți cum au făcut toți președinții din toate timpurile, ale tuturor partidelor, da? Din tot universul ăsta, atunci când se pregăteau să se prăbușească. Da? Cel mai rău lucru este atunci când te prăbușești să fii orb. Dacă îți mai rămâne o brumă de luciditate în momentele alea și tot mai ai o șansă. Deci, cel mai rău lucru pe care poate să-l facă Liviu Dragnea este să se încăpățâneze, să nu recunoască nimic. Să spună, astea sunt povești, poate că ne-am zgâlțâit un pic, dar nu-i niciun pericol, da? Sunt niște turbulențe trecătoare când tu, de fapt, ai o gaură în postament și nu mai ai nicio șansă să te ridici, te prăbușești inevitabil. Deci, dacă el nu vede lucrurile astea, încă o dată, nu comentez din postura de bine sau de rău. Comentez din postura actualității. Deci, dacă lucrurile vor continua așa, s-a terminat. Pentru că nici măcar ai lui nu mai cred absolut deloc în el. Sunt oameni deja care, nu l-a înjurat direct Gabi Firea. Dar nici mult nu mai are. Au fost deja, Gabi Firea a atacat-o pe Viorica Dăncilă. Nu? A spus, domnule, dacă guvernul Dăncilă nu face pentru capitală, repede, că m-am plictisit, m-am săturat, îmi depun demisia. Nu pot să spui asta în public. Deci este evident că este la adresa lui Liviu Dragnea. Că îl prețuiai pe Liviu Dragnea cât de cât, eu spuneai între patru ochi, eu trimiteai pe WhatsApp, îi scriai undeva, nu știu, dădeai un bilețel, nu, Dragnea? Dacă puteți, nu aveți 2 minute să ne întâlnim undeva, vreau să vă spun ceva foarte important. Nu mai merge așa. Eu, Gabriela Firea, uite, am început să plâng cu bărbatul meu acasă, plângem amândoi. Situația în partid este inclasabilă. Trebuie să facem ceva ca să ne revenim. Deci așa se soluționează. Și după aia o vezi pe Gabi Firea trântind niște uși și fugind în pustiu. Dar ne dă niciodată nicio declarație până la moarte. Da, cum făceau narcotraficanții sud-americani. Îi prindea poliția, îi prindea FBI, îi prindeau toți. Îi băteau 20-30 de minute într-una, numai pumn, numai picioare. Și după aia venea câte unul mai deștept și spunea așa: genul ăsta de om nu vorbește. Haideți să plecăm să ne vedem de treabă.
Nici nu-i mai puneau întrebări, ăla știa că, a? Fiind un mare bandit, un narcotraficant ăsta de nivel mondial, el nu putea să spună niciodată nimic. Bun. Deci în condițiile astea, după părerea mea, implozia este evidentă. Acum, că se trage din toate direcțiile, știm, sunt deja unii care trag de multă vreme. Nu putem decât să consemnăm aceste lucruri. Deputatul Cătălin Rădulescu a avut cuvinte dure, de exemplu, recent, la adresa conducerii PSD, unele pe care încă n-am apucat să le comentăm, în special la adresa lui Florin Iordache și a lui Claudiu Manda. Iordache să nu facă pe deșteptul. I-a transmis mitralieră și să-și vadă de comisia lui. E vorba de Comisia pentru Legile Justiției. El și